Ultimul studiu Eurostat confirmă faptul că România se află într-o poziție îngrijorătoare, ocupând primul loc în clasamentul statelor europene în ceea ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială. Acest studiu prezintă realitatea crudă cu care se confruntă o mare parte a populației românești. România este urmată de către Bulgaria, Grecia și Spania. Datele alarmante arată că 34% din populația României suferă de sărăcie sau excluziune socială, iar cei mai afectați sunt copiii. 41% dintre copii suferă de sărăcie, ceea ce îi împiedică să aibă o situație bună la școală, o sănătate bună și un viitor prosper. Această familie este doar una din miile de familii care suferă de sărăcie. Cei 5 copii și sora mai mare sunt din comuna Golăiești, iar viața lor s-a schimbat fulgerător după ce mama a plecat la ceruri. Greutățile sunt acum și mai mari, iar sora mai mare, Gabriela, este cea care și-a luat responsabilitatea de a avea grijă de cei 5 frați mai mici, chiar dacă are și ea 2 copii acasă. De acum înapoi oricum nu dă, trebuie să mergem înainte. E foarte greu. Din 14 decembrie, de pe 14 decembrie ea a decedat și de atunci mi-am dat demisia de la muncă și am venit și să am grijă de ei. Cum îți este mama ta? Rău, câteodată mai sunt trist. Chiar dacă locuiau într-o casă care era cât pe ce să se dărâme, autoritățile nu au făcut nimic pentru a-i ajuta. Părintele misionar Dan Damaschin a fost cel care le-a construit o nouă casă și îi ajută acum cu toate cele necesare. Se dărâmă. Nu era o condiție, adică nu era nici apă, nu era nici lumină, nu era nimic. Noi stăteam, pur și simplu scriam la candelă, la lumânare. Oamenii au nevoie de mult mai mult decât o rugăciune și un cuvânt și un cuvânt de îmbărbătare. Și atunci am trecut efectiv la ne căuta prin buzunare, eu, familia, prietenii, angajații, cunoscuții, fostele paciente care ne mai trăgeau pragul în semn de recunoștință și așa am început să avem oarecum curajul de atunci la lucruri concrete care să poată să producă o schimbare reală în viața unei familii, în viața unei mame, a unui copil flămând, înfrigurat și gol. Cele mai sărace regiuni din țară sunt nord-est și de asemenea regiunile din sud, sud-vest, Oltenia sau Muntenia, unde avem cele mai mari procente. Rata sărăciei relative nu s-a modificat semnificativ de la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007. Salarizarea precară, veniturile mici, anumite probleme sociale, lipsa unor locuri de muncă mai bine plătite, mai ales în zona rurală, în orașele monoindustriale sau localități care provin din zone defavorizate. România se situează și în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime din Europa. Un sondaj realizat în 2022 privind impactul crizei economice asupra familiilor din România a evidențiat că 40% dintre gospodării au înregistrat o scădere a veniturilor comparativ cu 2021, în timp ce cheltuielile au crescut pentru 98% dintre familii.